CS Constelația Giurgiu continuă să țină steagul sus în campionatul de juniori 4 organizat de AMH București. Sportivii antrenați de Relu Lixandru au făcut instrucție la finele săptămânii trecute cu ASE IA Basarabescu Ploiești și ASE Gilman București, colegele de serie. Neînvinși în campionat în cele 4 jocuri disputate în acest sezon, handbaliștii de la CS Constelația Giurgiu vor să câștige din nou campionatul AMH București. Sportivii giurgiuveni au disputat 2 jocuri și au obținut tot atâtea victorii în compania Asociației Sportive Basarabescu Ploiești, cu scorul de 25-5 și cu Asociația Sportivă Gilman București, cu scorul de 33-3. Am disputat încă 2 jocuri în cadrul acestui campionat al municipiului București. Nu avem nicio înfrângere până în prezent, astfel că sperăm să devenim ca și anul trecut campion AMH și să demonstrăm încă o dată, dacă mai este nevoie, că steluțele de la Constelația Giurgiu au valoare și știu să strălucească. Până luna viitoare, atunci când începe campionatul național de junior 4, AMH București rămâne singura competiție în care sportivii de la CS Constelația sunt angrenați. Din păcate, deși beneficiau de echipă excelentă și la junior 3, CS Constelația s-a retras din campionatul național din cauza problemelor financiare. M-au sunat toți antrenorii și m-au întrebat cum este posibil o echipă atât de bună și atât de frumoasă cu talie să nu poată să-și continue drumul pentru 3.000 de lei, 4.000 de lei. Da, asta e situația, ce să facem?